Salutare populație, bine ați venit la un prim episod din Paragon. Astăzi o să joc, efectiv am făcut filmarea asta, am vorbit 40 de minute aiurea, am explicat toate chestiile care puteau fi explicate. 3 zile mai târziu am zis că hei, ar fi bine să fac filmarea și jocul și toate alea și să repun jocul. Paragon, un MOBA cu MOBA gen, unii se întreabă ce este MOBA. MOBA e bine, este Dota 2, League of Legends, Heroes of the Storm și jocurile de genul acesta, dar este un MOBA cu third person de asta, gen ca la MMO. Te vezi, ca la World of Warcraft, ca la Metin, să-i spunem, cu toate că urăsc jocul ăla, adică nu-l urăsc, nu l-am jucat niciodată. Ca la jocurile de genul ăsta, este free-to-play, are o grafică extrem de faină pe Unreal Engine, cred că se numește, se chemează. Aici intru puțin la opțiuni, opresc muzica pentru că nu vreau să am vreo problemă cu vreun copyright. Nu am jucat niciodată jocul, ăsta este prima și primul contact cu el, primele reacții, primele păreri. Păcat că nu am comentariu live din timpul jocului. Are o grafică superbă, efectiv parcă te simți într-un joc de console. Ce am mai făcut aici, explic puțin meniul, tot felul de chestii nu prea sunt importante. Oricum, pentru cei care vor să-l joace, este în beta, free to play, îl puteți scrie pe Google sau o să las eu, dacă nu sunt prea lene, și o să las un link în descriere unde vă puteți face contul. Aici sunt eroi care sunt disponibili momentan, fiecare are skin și nu știu, un joc care... Mai este un joc de tipul acesta, nu am un lapsus sau un lipsus, să-i spunem, de genul ăsta, cu jocul cu care seamănă, aduce, mă refer în sensul că e același gen de joc. Ceva cu niște eroi din mitologia, din tot felul de mitologie, am uitat, nu știu, oricum e și ăla fain, dar ăla are cartuniș, să-i spunem, grafica, ăsta are grafica realistă. E același mod, dar e ca între League of Legends, să-i spunem că e jocul ăla despre care vorbesc, care nu-mi vine în minte numele, și Dota 2, unde grafica este mai realistă, culorile, texturile și caracterele sunt mai realiste, mă refer. Ei bine, asta este Dota 2. Da, am downloadat War Dogs 2016, ok. Spuneți nu piraterie, dar e bine să piratați, că rămân bani în buzunar. Da, cum spuneam, file-list-ul nu se zice, nu file-list. Ba da, file-list, ok. Ok, cum spuneam, ce să vă mai zic, este destul de măricel. Ia să văd dacă pot să intru rapid în unde l-am eu instalat. Directorul cu porno, pardon, cu cărți pentru facultate. Epic Games. Trebuie 18,7 giga. Dacă aveți, să spunem 20 de giga, bănuiesc că o să-și dea update-uri și când își dea update-uri și downloadează niște chestii în plus, după asta le deletează, că se, nu știu, le dezarhivează, le arhivează, deci vreo 20 de giga dacă aveți liber și un calculator cât de cât ok, bam, îl puteți juca. Și o să mai vorbim puțin până intru în gameplay, intru puțin la controle să le verific. Abar n-am, au trecut câteva zile, nu mai știu ce făceam în momentul ăla. Nu uitați să dați like, comment și subscribe și share și... Da, în caz că sunteți noi pe canal, apăsați butonul de subscribe. În caz că sunteți noi pe canal, apăsați butonul de like și share și aduceți-vă toți prietenii, pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât distracție e mai șmecheră. Și nu știu, am niște probleme cu Shadowplay-ul, nu-mi registrează nici microfonul, nici camera. Efectiv, episodul ăsta trebuia să fie și cu facecam și cu dildo și cu chestii, un midget și tot felul de chestii de genul. Ce mai este? După cum vedeți, încă este level 1.
Hai Marian, Marian, când intrăm în joc, mai avem 2 minute, cred că la minutul 5 o să intrăm. Nu mi-a plăcut, singurul lucru care nu-mi place în jocul ăsta, ori l-am descoperit eu, ori nu știu, dar durează prea mult, nu știu, pentru mine un MOBA sau un joc ar trebui să dureze maxim 20-25 de minute, dar deja dacă treci de jumătate de oră, nu știu, devine plictisitor. Adică, da, am distrus o turetă, da, am distrus a doua turetă, da, am distrus a treia turetă ca să ajung la inhibitor și, da, durează prea mult. Mă refer, pentru prima turetă durează destul de mult, cred că vreo 10 minute durează pentru prima turetă. După asta, aici primim toate chestiile alea, mi se pare că mă refuză și intru la... prima dată am încercat să intru la co-op versus AI și am intrat la AI... la single gen solo versus AI. Mi-aleg din greșeală, am încercat, am apăsat click pe un erou și mi l-a dat pe ăla. Nu-mi pare rău, aș fi vrut să joc un erou tank. Nu știu, mie îmi plac eroii tanci. Nu, aici am intrat cu un co-op cu versus AI și am întrebat pe chat gen dacă poate să, dacă există vreo comandă gen random, random pick să, și așa nu cunosc niciun erou, măcar să-mi dea ei un erou pe care logic nu am mai jucat niciodată, dar efectiv să fie alegerea lor, nu alegerea mea. Și aici o să dea, nu știu, cineva nu alege primul, prima persoană, ori sunt eu, ori nu știu cine-i. Dar cred că eu am fost de vină în chestia asta, nu aleg erou și ne scoate din joc. Și după asta o să mai trebuie să mai aștept un minut sau două până intrăm înapoi în, și aici aleg chestia cu... solo versus AI pentru a nu mai răpi cât mai mult din timpul vostru. Așa. La Pokémon Go nu prea mai făcut multe pentru că nu știu, că am plictisit. Pe Vasui nu mai am decât pe Costică 27 și nu știu, că cum am spus la început, efectiv jocul devine rapid. O să spuneam că o să devină rapid plictisitor, ceea ce așa a ajuns. Aici aleg din greșeală eroul ăla, îi dau la customize sau chestiile de genul, dar îl aleg, dar după asta când dau să clicuiesc pe alt erou, pac, nu mai îmi dă, nu mă mai lasă. Vreau să-l juc pe ăsta, ăsta îmi pare destul de mare, destul de savage, destul de șmecher. Din păcate am rămas cu ăla, nu-mi pare rău prea mult că am rămas cu el. Este un erou gen ranged, dar grafica, deci nu mai puțin să stați să vedeți grafica, grafica este extrem de faină. Și cum spuneam, la Pokémon Go cam și-a atins maximul. Nu prea mai este ce, aici sunt skin-urile la eroul ăsta, nu prea mai ai ce să faci. Ai prins un Pokémon, deja acum e grindul să prinzi din ce în ce un Pokémon mai puternic sau să-i prinzi pe toți. Am 100 și un pic din 150 sau 144 parcă erau. Poți să trăiesc cu asta până nu apare ceva nou. Am văzut un update nou care îți poți întreba trainerul ăla, liderul, poți să-ți întrebi liderul să-ți spună care este Pokémonul sau gen despre un Pokémon, care este, dacă este puternic sau dacă se merită să-l upgradezi, chestii, îți dă el sfaturi. Și da, mai sunt și de acum încă 30 de secunde și o să intrăm în gameplay. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră. În caz că o să jucați Paragon, numele meu este Nenea M, dacă nu mă înșel, o să-l vedeți în joc și dacă nu l-ați văzut până acum, îmi puteți da friend request, o să vă accept și o să jucăm împreună și o să facem tot felul de chestii în caz că mai joc jocul ăsta, dacă îi găsesc, nu știu, să mă uit să-l văd, să-l fac mai rapid. Și da, vizionare plăcută, vă mulțumesc foarte mult, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și share și... Da, vă aștept cu diferite comentarii și cât mai nebunești, nu știu, alte jocuri, alte chestii, poate faci un review la un clip porno sau dracu știe. Vedem. Vizionare plăcută și ciao, ciao, hau, hau. Oh, shit. Turn it on.
Talking about.
Down, we gon' have a blast. I just wanna know what you gonna do with all of that.